În urma concursului încheiat zilele trecute, 6 medici noi vor veni la Spitalul Județean din Slatina. Aceștia vor asigura serviciile medicale pentru următoarele specializări: pediatrie, reabilitare medicală, medicină fizică și balneologie, orele, medicină legală, dermatovenerologie și obstetrică ginecologie. Un singur post nu a fost ocupat, cel pentru psihiatrie, concursul urmând să fie reprogramat. În continuare, spitalul se confruntă cu un deficit de medici pentru secția de cardiologie. În cursul anului care se apropie de sfârșit, deși au fost organizate concursuri pentru ocuparea acestor posturi, nu s-au prezentat candidați. Spitalul Județean de Urgență Slatina va demara din nou procedura începând cu 1 ianuarie 2015, procedura de scoatere la concurs a posturilor de medici pe specialitățile deficitare. Am mai avut o serie de concursuri pentru posturi în alte specialități care s-au încheiat zilele trecute. Sperăm ca medicii care au promovat concursurile să se prezinte cât mai repede la post, pentru că este nevoie de medici și de persoană cu înaltă calificare. Posturile de medici cardiologi au fost scoase la concurs, însă nu s-au înscris candidați pentru niciunul dintre ele. Un nou concurs se va desfășura la începutul anului viitor. În prezent, la secția de cardiologie lucrează 5 medici, dintre care 2 cu jumătate de normă.